Marți 20 februarie, Parlamentul României a adoptat legea combaterii risipei alimentare. Prin această lege, operatorii economici din sectorul alimentar vor fi obligați să ia măsuri de prevenire a risipei alimentare, precum vânzarea la preț redus a produselor alimentare aflate aproape de data de expirare, redistribuirea gratuită a alimentelor către operatorii receptori sau către alți operatori economici, utilizarea produselor alimentare pentru hrana animalelor, direcționarea produselor de origine animală devenită improprii consumului uman către utilizatorii înregistrați în vederea utilizării de material pentru hrana animalelor din adăposturi. Conform datelor oficiale din 2024 privind risipa alimentară, România risipește anual 2,5 milioane de tone de alimente. Aceasta înseamnă că fiecare român aruncă în gunoi în medie de 70 de kilograme de mâncare pe an. Alimentele aruncate sunt reprezentate în principal de fructe, legume, produse de patiserie, carne în procent mai redus, cât și dulciuri rafinate. De fapt, coșul nostru conține o cantitate mai mare de alimente gătite, alimente ușor perisabile, mâncare pe care noi nu o considerăm că ne acoperă nevoile noastre nutriționale zilnice. Datorită reclamelor de la televizor, radio, cât și internet, privind importanța consumului de fructe și legume, românii au început să adauge în coșul lor zilnic mult mai des aceste alimente sănătoase. Și totuși, ceva se întâmplă, ele ajung la gunoi. De fapt, acest fenomen se datorează faptului că nu sunt depozitate corespunzător. Termenul lor de valabilitate este de regulă între 2 și 5 zile, dar noi putem prelungi acest termen de valabilitate în momentul în care le păstrăm în sertarele speciale în frigider, în camere răcoroase, ferite de lumină și umiditate. Iar celelalte alimente sănătoase, care sunt de asemenea ușor perisabile, pe cum produsele din lapte, vor avea același regim. Trebuie să fim atenți la termenul lor de valabilitate, să le depozităm corect și, de ce nu, să le prelungim termenul de valabilitate prin congelare sau reutilizarea lor în prepararea altor alimente. Iată ce putem face fiecare dintre noi pentru ca alimentele să nu mai ajungă la coșul de gunoi. Să ne aliniem la noua legislație, și anume misiunea pe care au ONG-urile, supermarketurile, cantinele și alte unități ce deservesc alimentației publice, și mă refer la efortul comun pe care trebuie să-l facem fiecare pentru a reduce cele 2,55 de milioane de tone de alimente risipite și redirecționarea lor către familii defavorizate, cămine de bătrâni, adăposturi de animale sau transformarea lor în compost. În concluzie, așa vom proteja mediul, bugetul propriu, cât și condițiile noastre de trai mai bune, sustenabile. Chiar dacă legea vizează operatorii economici, am vrut să aflăm dacă râmnicenii sunt persoane care aruncă sau nu mâncarea la coșul de gunoi. Vi se întâmplă să aruncați din când în când mâncare la gunoi? Nu, niciodată. Cum reușiți? Pentru că cumpăr exact pentru ziua respectivă cât este de consumat, pentru două persoane. Eu sunt singură și eu fac mâncare cât îmi trebuie, cum să arunc așa. Eu nu arunc banii, că pensia e atâta cât e și trebuie să o țin. Deci nu se întâmplă ca la coșul noastră de gunoi să existe mâncare? Nu arunc mâncarea. Că nu fac și nu am bani să fac atâta mâncare să o arunc. Nu, pentru că am un câine la țară și mai am unul mic în casă, deci sub nicio formă nu dau nimic a jos, totul păstrez, pun în ulcică și dau la țară. Nu. Cum reușiți? Păi sunt foarte chipzuit, așa, mi-au și îmi pregătesc cât îmi trebuie. Cum să arunc, mamă, că eu abia dăm pensioara mea? Ce să mai arunc și la gunoi? Eu nu dau nici pâine fermată pe la porumbei. Propunerea legislativă are ca scop distribuirea alimentelor care altfel ar deveni deșeuri. Astfel, persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei vor beneficia de hrană, asigurându-se o alimentație și un nivel de trai sănătos. Firmele care donează alimente beneficiază de o serie de facilități fiscale, cum ar fi reducerea impozitului și scăderea bazei de impozitare. Legea va intra în vigoare imediat ce va fi publicată în Monitorul Oficial.